seara și bine v-am găsit, dragi telespectatori. Vă spune Elisabeta Vasile și Cristina și Gigi Vasile. Și bineînțeles că suntem aici în cadrul ediției Petale de Cântec, emisiunii Petale de Cântec, la o nouă ediție, o ediție specială de data aceasta. Pentru că eu am lipsit așa mai multișor, m-am gândit să nu vin cu mâna goală și am adus-o pe prietena mea bună, pe Cristina Olteanu. Pe unde ați fost voi amândouă? Pe unde ați fost? Surioara mea mai mare, așa cum îmi place mie să-i spun, și mai avem și un frățior pe Ion Drăgan, el e fratele nostru, da? Și am venit în această seară să vă încântăm așa cum știm noi mai bine. Bineînțeles, Cristina, că ea o să vă cânte în seara asta, numai ea o să vă cânte. Cum știe ea mai bine și mai frumos. Cristina, dragă, bine ai venit în căsuța noastră. Pentru bine v-am găsit, bună seara, dragi telespectatori. Uite că mă uitam așa că am o șuviță aici, dar eu am lăsat-o intenționat. Să spuneți dacă stă bine sau nu. Da, ăsta e nou look. Păi eu și eu am un cablu aici care l-am lăsat intenționat, știi? Și am tot o șuviță. De aceea ai zis tu că ești Cristina. O chemăm imediat pe șefa să ne fac, mai vine imediat cu fixativul. Cu fixativul, da. Da. Suntem fixați bine aici. Ce să spun, mă bucur că m-ați invitat în această seară de vară frumoasă la noi. A dat și o ploaie pentru cei care nu știu, așa e răcoare afară. Așa că sperăm ca dumneavoastră, dragilor, să fi intrat în casă până la ora asta, da? Da, dacă... Să auzim telefonul, nu? Da, a plouat și... Telefoane puțin mai încolo, mai ploaia nu ne strică recolta de la țară, nu? Da, oricum ne bucurăm că ți-ai rupt așa din timpul tău pe care, adică de fapt tu ești foarte ocupat, na, pentru că ești și profesor. Mai e și mămică, mai e și una, mai e și alta și uite că ți-ai făcut timp să ajungi și pe la noi. Da. Și îți mulțumim frumos. Pentru că tu m-ai chemat pe ultima sută, așa ca să zic. Pe ultima sută, dăm de gol. Da. Pentru că aseară trebuia să mai avem un invitat și nu vreau să-l fac de râs aici, să-i spun că nu a ajuns, dar vine data viitoare, ne-a promis. Da, știi nu? Cine, nu? Nu, cine mi-a dat țeapă? Știi, dar el să fie, să vezi ce-i fac eu când îl prind aici. Da? Nu mai spunem, numai că e prietenul nostru. E prietenul nostru. Da, aseară, nu, astă seară, nu. Ne-am gândit să mai facem și emisiuni cu invitații, așa, din când în când, o dată pe săptămână, cum, pentru că... Eu răspund prezent tuturor întotdeauna, la toate știu, invitațiile, la toate televiziunile. Știu, mai pe ultima 100 de metri e mai greuț, așa, că știi cum e, o, să te coafezi, să te îmbraci, să așa te e, mai ales când ești întotdeauna aranjat. Mai ales pentru... Și așa că trebuie să găsim câte o coafură de... cântecului popular. Să improvizăm, o coafură într-un sfert de un domn se aranjează imediat. Da, da, așa e. Noi trebuie să ne mai și machiem că... La mine e mai greu de până... Ce mai faci tu, Cristinuța noastră, pe drumul cântecului popular? Ai mai făcut ceva nou? Ai mai făcut înregistrări? Ai de gând... Poate... Înregistrări nu am făcut, dar piese sunt. Piese sunt destule. Așa, chiar nu? Și la noi sunt acolo sunt. În lucru, da, nu? Piese sunt în lucru. Într-adevăr, versuri, melodii. Uite, mi-a compus doamna noastră de la Rovinari, Măriuța Burlan. Mi-a compus câteva melodii frumoase, un duet cu Robi mi-a compus, i-a compus Măriuța și Robi. Măriuța e foarte pricepută. Da. Și nu spun că noi, eu n-aș avea acest talent, dar... Dar sunt unii care... Care l-au așa, așa sunt s-au născuți. Da. Sunt născuți, da. Ai văzut că iasă bine și o idee a ta. Dacă ai atunci sclipirea aia și îți vine pe moment să pui ceva... Numai că versuri, nu e întotdeauna timp. Dar nu este întotdeauna timp. Vrei să spun cum am făcut eu o piesă? Nu, că mă fac de râs. Dâng cu aspiratorul. Vezi? De ce spun eu când îmi spui că soția ta dă cu aspiratorul? Să vină și la mine. Să vină și la tine. Ia gândă, da, trebuie să mă mie dai de place. Gol, că tot timpul când mă întreb mie ce place fac, când da, cu aspiratorul. Eu plec de acasă imediat. Știu. Și când vin acasă și am intrat în scara blocului și aud gălăcie, zic, sper să nu fie la etajul 3. Urc 1, 2, 3 și dacă aud că e la mine... Urc la mine, mai urcă la voi. Nu, chiar asta vreau să spui ce a pățit ieri. Vreau să vă povestesc o întâmplare, dragi telespectatori. Avem pe Cristina Olteanu și vreau să ne spună ea câte ceva. Da, așa, ca o mică paranteză, apropo de cu intratul la altă vecină. Eu ieri m-am trezit cu un domn peste mine în casă. Da, dumnealui lucra la un apartament undeva pe altă scară și a greșit scara. Un meseriaș, nu? Un meseriaș. Un meseriaș, da. Da, și eu i-am zis, mami, ai venit? Sau nu știu cum i-am zis eu, că na, eu zic mami, mamă lui Gigi. Da, am zis că mor. Așa că ai grijă cu vecinele și cu intratul pe la alte apartamente. Da, eu și mie mai trece prin cap câteodată să mai greșesc cu ușa, dar mi-e frică. Da. Da. Cristina noastră. Uite că se mai întâmplă și dintre asta dacă n-avem
case și stăm la bloc. Nu, dacă stăm cu ușa deschisă și nu punem în siguranță. De fel se întâmplă asta când ai mai multe case, știi, și nu mai zic, la care casă să mă duc mai întâi. Așa, așa. E bine să ai una și bună, da. Da, da. Ei, ce să le zicem la telespectatorii noștri? Păi ce să le zicem? În primul rând, eu știu că știm de unde te tragi tu, de când ai început tu să cânti, cred că nu povestim viața. Dar vezi tu, sunt unii tineri care te admiră, care ți admiră cântecele și vrea să știe așa mai multe despre tine. Eu știu că pe internet mai e câte ceva, dar nu toată lumea știe să acceseze acolo, să intre pe internet, să vadă, nu? Totul despre mine este pe site-ul meu. Da, știu. www.cristinaolteanu.ro. Și acolo este toată activitatea mea de când am început eu să cânt. De la ce vârstă? Păi am început de la grădiniță, bineînțeles. Iar la nunți cânt de la 13 ani. Ca și soră ta. Păi da. Asta-i. Nu suntem de pe marginile amândouă. Păi da. Da. Da, și am început cu nunțile alea grele, știi tu. Alea de 3 zile. De 3 zile care începeau sâmbătă. Pe la 3-4 și se terminau luni, noaptea. Erau cele mai frumoase și mi se părea foarte ușoare. De ce? Pentru că noi eram mici, nu știam noi ce... Acolo vocea ne-am, acolo era ne-am foarte călit, odihnită, da? Și ne-am călit. Și învățam toate discurile acelea de vinil care ieșau pe atunci pe piață, când scotea Maria Ciobanu un disc, când scotea Maria Cornescu. Învățam de la cap la coadă. Și mai ales, mai țin minte când ascultam radio teritorial, al nostru, pe care știe toată lumea, radio. Ca să nu spun că nu aveam posibilitate să înregistrăm. Deci eram cu pixul acolo, am uitat un vers, îl ascultam în seara și următoare. Și noi avem telespectatori și poate ne fac și astă seară surpriză, care au caiete, se uită toată ziua la noi la Insat, văd o melodie mai nouă sau care le place, scrie pe caiet. Deci sunt soliști care... Și ne-am notat, am văzut la dumneavoastră la Insat, solistul Cristina Olteanu cu melodia cu tare. Îți dai seama ce? Sau soliști care nu prea știm nici noi pe toți, din Ardeal, de unde sunt. Zic, aule, dar avem solistul ăla. Aveți, că l-am văzut? Gata, dacă sunt ideali, sunt iubitori. Aveți, că l-am văzut. Așa, înseamnă că lor liber își mai fac timp și uite. Postul este recepționat și că sunt foarte... Să știi că ne bucurăm de... Chiar a avut sunteți succes. Foarte bine. Am înțeles că avem un sărbătorit în familia Olteanu. Da, cumnatul meu? Da. Luci, zic bine? Nicu. Luci, cu gândul că era să dau peste Nicu Luci. Nicu Olteanu, Nicu este fratele soțului? Da. Deci la mulți ani, Nicu Olteanu. Da, eu nu l-am văzut Olteanu, astăzi, n-a dat nimic de băut. Așa că poate te vedem după emisiune. Nu îi stăm dedicația, dar n-am. Dăm pe la noi sau să iei pe Cristina acasă, o duci, că a venit cu taxiul. Nu, am înțeles eu că atunci când e ziua lui, el e cel mai cu minte, stă cel mai... Da? Cel mai... Deci de ziua lui este și el cel mai cu minte. Da. Păi poate vrea să se cinstească omul singur. Și păi după aia, de-abia o următoare. Pornim și telefonul 0353568913. Haide să vedem cine are curaj să ne sune, să salutăm pe prietena noastră Tudorița Teo Popa, care zice, vezi că e fix, vezi că e și un minut, așa, Tudorița, vezi că e și două minute. Salutăm doamna Tudorița. Doamna Tudorița e acolo pe fază și zice, ai întârziat un minut, două, trei, patru, cinci, șase, nu avem mai începe telefon, misiune. Haide să vedem cine este, alo? Alo, bună seara. Bună seara, cu cine vorbim? De la Vădulescu, vă deranjează, nu ne deranjați și ne face mare plăcere. Doamna Vinulescu, fiza. Aoleu, doamna Vinulescu, ia să vedem, doamna Vinulescu, vorbiți cu invitata noastră din această seară și poate vreți să-i spuneți ceva? Doamna de asta sunt aici pentru că îmi place foarte mult din felul doamna. Ne bucurăm. Și vreau și eu o melodie de sănătate, că Mirela mea este miercuri iară în Italia. Doamna este mama lui Cristi Vinulescu și a Mirelei. Știu pe Cristi. De o viață. Cristi care deja e bunic. Da, cel mai tânăr bunic. Exact. Da, doamne. Și dumneavoastră străbunic atunci. Eu sunt străbunică. Tânără străbunică. Vă dați seama că nu vă întreba cu câți ani aveți, dar oricum sunteți tânără, știu eu. Fără emoții. Ce să mai... Fără emoții, doamnă, cum? Adică la noi la așteptăm să faceți dedicații, doamna Vinulescu. Sunteți ca la dumneavoastră acasă, da? Faceți dedicații celor dragi noastră. Deci Mirelei că pleacă în Italia, da? Și o să-i ducem dorul. Așa este. Pentru vecina mea, Mioara,
care nici anul pe mine nu mă uită niciodată. Da, da. Cam atâta. Și pentru Cristi, pentru familia dumneavoastră, vă salutăm pe toți de aici, din platoul nostru. Din căsuța noastră, așa, frumușică și drăguță. Și vă transmitem numai bine și să ne urmăriți în seara aceasta, că aveți ce urmări. Cristina are cântece frumoase. Eu nu pierd niciunea. Știam, știam. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumim. Mulțumesc, mamă, la revedere. Seară frumoasă. La revedere, doamna Vinulescu. Pe băiatul doamnei Vinulescu, pe Cristi l-am cunoscut când cânta la noi, mai țin minte, cânta doamna Liliana Ciubanu cu Aronel, cu Cristi era clăpar și avea 16 ani și Cristi când l-am cunoscut. Mai avem încă un telefon, alo, bună seara! Alo, bună seara! Ia vorbiți dumneavoastră, dumneavoastră și cu dumneavoastră. Bună seara, frumos și mai prieteni. Doamna Tudorița este, vai, a înghițit. Deci Gigi s-a prins mai târziu, doamna Tudorița. Ce ziceți de invitata noastră așa? E cam scumpă la vedere, nu? Pe o respect și o apreciez foarte mult. Știe foarte bine că o persoană care pentru mine este unică. O apreciez foarte mult pentru tot ceea ce face. Ne-am întâlnit, ne-am cunoscut. Asta a fost Păi doamna, nu-i scapă niciun solist până nu-l și vede. Deci dacă îi place de cineva cum cânte, se duce să-l și pupe odată. Anul acesta o să fiu și la Scornicezi. Veni și acolo. Mai bine vine la Târgu Jiu. La Scornicezi, doamna Tudorița. A, să nu spuneți că ieri ați trecut prin Târgu Jiu. Nu, luni bem cafeaua, doamna Tudorița. Cu Cristina, acolo. Cu Gigi. Nu, Gigi nu-l mai lasă, Gigi de altă dată. Eu sunt la Băileș, luni, nu pot să vin. Da, da, este bătura. Mă bucur că ați reușit să ne vedem luni, nu se știe, depinde cum ne întoarcem. Vedeți cum aranjați o poză acum pe Facebook, că dumneavoastră... Da, doamna Tudorița, dragi telespectatori și dragi solniști, nu știu cum să mai zic, dar doamna Tudorița este cea mai, cum să zic, cea mai fidelă, nu, cea mai mare iubitoare de folclor, în primul rând. E cea mai mare iubitoare de frumos, Betty. Da, și de frumos, deci, și de costum popular. Frumos, și de trebuie iubit, fiindcă știm... Și sunteți așa, cum se zice acum, fană, publica. Dar eu fan e așa și așa, eu zic un iubitor, e mai ok. Deci aveți foarte multă muncă, deci eu vă apreciez foarte mult, știu prin câte treceri și cu cât efort faceți ca să ajungeți. La inimile dumneavoastră ale tuturor până la urmă, dar și nici noi nu uităm să mulțumim tot timpul pentru aprecieri, pentru cuvinte frumoase, așa cum putem noi, cum ne facem timp, că știți cum este. Timpul e dușmanul nostru al tuturor. Păi știu, de aia că și noi dătărăm zor să facem ca să... Toate melodiile interpretate de prietena noastră, Cristina Olteanu, aveți o melodie anume care vă place? Ia spuneți. Da, cu băiatul, cu băiatul. A, surpriză, știți la sfârșit, nu am apucat să... Știți de ce cu băiatul? Măi, Cristina, trebuie să-i spunem de acum casă de piatră, pentru că face nuntă băiatul lui doamna Tudor. Poate și Cristina. Nu cânt, îmi pare deci rău, nu cântăm noi? Zi. Noi cântăm marți, miercuri, joi doamna și vineri. Doamna a vrut să cântăm noi, dar eram ocupați, nu, doamna Tudorița. Se poate, dar trebuie să cântăm. Spune-ne, pe 26 septembrie e nunta, nu? Cu băiatul? Am un cui de brad? Am un pui de brad, am un fir de trandafir, am... Da. Deci, Cristina știe. Sau azi însor băiatul. Azi însor băiatul. Da. Primele două melodii interpretate de Cristina Olteanu, am un pui de brad să fie și azi însor băiatul. E bine, doamna Tudorița? Da, e foarte bine, Gigi. Foarte pentru bine. Că aveți doi băieți, tuturor, pe unul ați însurat, unul urmează. Care au băieți, care sunt soacre și la toți ascultătorii și vizitorii acestui post de televiziune în sat, care este foarte, foarte mult urmărit și în țară și peste. Așa este, chiar avem asta mesaje și din Spania mult, și în Italia. Că mai alinăm și sufletele celor care sunt plecați dincolo, acolo, să câștige o pâine amară. Da, sunt foarte mulți care urmăresc din alte țări care le dorul de țară la ei e foarte greu. Și noi mai postăm așa de la Insat, ați văzut, mai distribuim și piese și soliștii care sunt ceruți la emisiune. Acum pe unii colegii deranjează chestia asta, nu știu, eu cred că...
vă bucură sufletele tuturor. Eu nu, da, mai sunt și unii care sunt foarte deranjați de chestia asta și ne pare rău că le trece. Asta este. Cui îi place să nu se uite. Nu? Gata, cântăm și noi ceva. Cântăm și noi ceva. Vă pupăm, doamna Tudorița, să rămână. Să rămână. Să rămână. E loc pentru toată lumea, doamna Tudorița. Cristina, ai microfonul la tine? Vă doresc tot binele din lume. Mulțumim din suflet că ne-a sunat. Doamna Aura zice să cânți o strofă pentru doamna Vinulescu, că pleacă așa ceva de străinătate. Hai, amândouă, în cură, o hăulită de străinătate. Nu le-am cu străinătatea, eu nu știu. Tare greu e, Doamne, în străinătate, când e singurel și dai-te departe. Tare greu e, Doamne, în străinătate, când e singurel și dai-te departe. Greu îți trece viața pe lângă străini, nu ești cu părinții și nici cu prietini. Greu îți trece viața pe lângă străini, nu ești cu părinții și nici cu prietini. Mulțumim frumos, pentru Mirela. Să vă dau și numărul de cont unde să faceți. Pentru Mirela. Salutăm și pe domnul Dorian Oduțescu din Milano și pe Marci Butică din Spania. Haideți să urmărim primele două melodii interpretate de Cristina Olteanu. Eu semăn cu tine și sunt norocos că așa e bine. La suflet să mare ca și tatăl meu și o să vă ajut când veți fi la greu. Doamne, am o mamă și mă rog de tine, păzește-o de rele și dă-i numai bine. Mă rog zi și noapte să-i dai sănătate, ia-i sufletul meu și îmi dă de toate. Și tata, care un băiat ce și-a găsit fata. Doamne, am o mamă și mă rog de tine, păzește-o de rele și dă-i numai bine. Mă rog zi și noapte să-i dai sănătate, ia-i sufletul meu și îmi dă de toate. Doamne, am băiat și mă rog de tine, păzește-o de rele și dă-i numai bine. Și oricine ar vrea să mănânce și să bea. Azi-i sor băiatul
revenit, dragi telespectatori, 0353568913, vă stă la dispoziție pentru a face dedicații celor dragi și nu uitați că în această seară avem o invitată specială pe Cristina Olteanu. Puteți să sunați, să faceți dedicații și celor dragi, să-i spuneți și ei acolo ce poate vreți, o melodie de la ea, poate vă place costumul ei, poate, eu știu, ați văzut-o pe stradă și nu v-a băgat în seamă, da? Poate ați vrut să stați de vorbă cu ea și ea a fost cumva cu nasul pe sus, Cristina? Nu cred. Că noi stăm de vorbă cu toată lumea, da? Așa. Deci, noi stăm de vorbă cu toată lumea. Să vezi că te sună cineva, da, prietena mea. Da, cine mă sună? Alo! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Hai că nu ghicește. Domnul Gigi știe că râde. Normal că, am zis că e prietena mea. Une că nu râde, ia. Eu s-a umplut de râs pe piept. Marina, zi. Marina Becheanu, măi Marina, ia spune tu, vorbește cu Cristina, cu invitata noastră, deci mulțumim frumos doamna că... Doamna Cristina este minunată, are o voce superbă. Ne bucurăm. Chiar îi mulțumesc pentru acea melodie frumoasă pe care am scos-o acum. Am trecut prin multe viață. Am trecut prin multe viață. Da, chiar a fost cerută, așa este. Da, mulțumesc. Este foarte frumoasă melodia. Ce și vreau să vă doresc o multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume. Mulțumesc frumos. Sunt emoționată. Nu cred, Cristina, emoționată. Nu cred. Mai este și doamna profesoară cu copiii acolo. Nu cred. Tu înveți pe copii să nu fie emoționați. Eu sunt mai emoționată. Acum te învăț eu pe tine să nu fie emoționată. Vreau să fac o dedicație pentru fetițele mele. Cum să nu? Pentru dumneavoastră, pentru toată regia, pentru doamna Manți, doamna Marti, doamna Tudorita și toate prietenele noastre de pe Facebook. Toți prietenii de pe Facebook. Toți prietenii de pe Facebook, cum să nu? Că nu e... Dacă ne vedeai aici în pauză, tot fiecare cu telefonul lui... Deci, domne, păi da, pentru că mai mulțumim acolo, pentru aprecieri, pentru like-uri, pentru asta este, nu? De asta este un site de socializare. Hai să dăm repede drumul la muzică, da. Să mai intrăm și noi pe... Scoși și telefonul din spate de aici. Toate melodiile din această seară să fie pentru fetițele mele minunate. Să vă trăiască. Mulțumim, dulceață, mulțumim, căpșuni, ăsta acum ce compot. Vișine, domnul Gigi. Aveți vișine? Vișine, da. Da. Compot de vișine, dulceață de vișine. Merge niște plătite, nu ar merge vișine, da? Aici la noi, la exact, facem dulce. Dacă mi-aduce cineva ceva dulce cu îndulcitori. Cu îndulcitori. Deci Cristina nu mănâncă dulce. Ați auzit, domnișoara? Ceva făcut cu ștevie. Deci de-aia îți place ție de mine, că eu nu sunt dulce. Deci ea mănâncă multe verdeață, dar nu mănâncă dulciuri. Asta n-am mai auzit. Deci a devenit vegetariană și noi nu știam. Da. Da, vegetariană de dulce. Încet, încet vegetariană, nu? Da. Bine, mulțumim pe telefon, frumos. Marina. Bine, o seară frumoasă. La revedere. La revedere. Mai vreau să vorbim de Robi al meu. Dar n-avem timp să vorbim de Robi al nostru, da, că uite, sună iar Cristina este un dascăl extraordinar. Și știu. Nu numai pentru că are copiii ei de la școală, în ca primul de exemplu, rând, cel mai bun exemplu e băiatul ei, care din fotbalist a ajuns solist. Așa, a fost cel mai ia dificil. Ia să vedem rival, cine ne sună pe deci noi. Deci alo? Se facă fotbalul cu muzica. Alo, să rămână, sunt Mina Roberta. Ah, te pup, Roberta. Uite, ea e elevă de-a mea. Eu o fată foarte bună. Roberta, draga cum? Mea. Mina? Mina. Roberta, deci te rog frumos, pe o pe Cristina să râdă, că e plină ce de emoții. Ce ochi frumoși ai, Roberta. Mulțumesc. Vreau să fac și o dedicație pentru bunicii mei, cu piesa doamnei mele, am trecut prin multe în viață. Este pregătită deja. Este pregătită deja, da? Da, bine. Și rămân. Pentru mami și pentru tati. Că mami se... Vine mami foarte hotărâtă la palat în fiecare săptămână și se acum vreo ține... două zile. Și Roberta chiar a făcut progrese, deci chiar a făcut progrese. Și Roberta, tu ai înregistrări? Are. Cum da. Să nu are filmări la noi? Da, cum așa păi și da. Te așteptăm la noi la următoarele filmări de pe filmă 23 încolo, te anunțăm, a da? A fost și acum la Curtișoara da. Că da. Stătea tati mai lângă mine și nu suportă să cânte când mă vede pe mine, că îi destrag atenția, zicea. Roberta va merge la Festivalul Tinereții de la Mangalia, care va avea loc între 22 iunie, 28 iunie. Și doamna profesoară nu merge cu dumnei? Ba da, merg și eu cu părinții. Acolo am 4 elevi înscriși. Înaintea festivalului de la Mangalia o să fie festivalul Cununa Petrolului de la Moreni, unde am și acolo 5 copii înscriși, alți 5. Iar sâmbătă acum
Am la Floare de Lotus la Oradea 3 copii. Deci doamna profesor este numai și numai plecată și... de acasă. Domnul soț, eu fericit. E mai și trimit. Sunt... Deci nu mă duc peste tot la concursuri. Am înțeles. Mai avem deja copii plecați de acasă, ca exemplu Antonia Stoian. Antonia e plecată de 2 săptămâni de acasă și o să stea și toată luna viitoare plecată. Foarte bine, mă bucur pentru Antonia, mă bucur pentru copii ca și Andrei Antonia. Eu la București. Și cu Gheorghe Zanfir. Gheorghe Zanfir, da. A fost și colegul nostru Mitel Pasăre. Da, 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 minunat. I-am văzut și îi felicităm pentru această inițiativă și e o onoare. Chiar pentru noi gorjenii ne mândrim cu așa copii, cu așa profesori. Și când fata vedem pe colegului mari nostru, scene. Sorin Peneșel. Și Andreea Peneșel este plecată. Și Cristina Lăcătușu, cred că e. Da, am văzut un moment pe Facebook cu Andrei. Filmare, uite da. Ce e și cu Facebook-ul ăsta, și nu? Și cu Gheorghe Zanfir. Deci a fost un moment înălțător. Chiar dacă au cântat o piesă foarte simplă. Dar a fost un moment înălțător. Ei doi coloși și ei mici acolo care au umplut toată scena aceea. Și intra de vorba aia, deci... Intrarea mi-a plăcut, deci când am văzut intrarea copiilor, deja m-am... Da, se la vorba... Mai avem un telefon? Cum se zice, te-n fior tot. Haideți să vedem cine ne sună. Alo, bună seara! Mulțumim, Robertei, pentru telefon. Te pupăm, Roberta! Alo! Alo, bună seara, domnul Gigi, doamna Beciu și doamna Cristina. Bună seara! Doamna Fota! A, doamna cu caietul! Eu am Vulescu din Vlădulen. Ce m-am înșelat! Vedeți, doamne, iar am lipsit 2 săptămâni. Iară mă... Oricum, acum. Vocea dumneavoastră mereu o confundăm cu a doamnei da, Ana. Da, semăna, să știți, puțin la voce cu doamna Ana. Nu știu dacă dumneavoastră ați observat, dar noi da. Doamna Cristina are un cântec acum nou, văzut că îl mai cerut cineva, aș vrea și eu. Da, și cui îl dedicați? Pentru familia mea, copiii și nororile mele, pentru vecinele mele, Uta Vinulescu, Irina Unaru, Augustina Sârbu, toate vecinele mele de aici, și pentru nepoțeii mei, pentru dumneavoastră, pentru domnul Pete, pentru cei care m-au cunoscut în sat. Ce melodie. Da, doamna Mioara. Am trecut prin multe în viață. Da, deci melodia asta o să dăm de 3 ori, da? Da, doamna. E o piesă frumoasă și cred că oricine se regăsește în această piesă. Da, pentru că frumos. În viața asta trece. De viață celor care prin muncă cinstită ajung. La revedere, doamna Hinunescu. Tot ce-și doresc. Acum vreau să povestim așa exact cam ce vorbeam noi în timpul filmărilor, că eu am lista la mine cu melodiile soliștilor și zic, uite Cristina, asta o ai filmat, asta... Și majoritatea soliștilor ce zic? Vreau să filmez ceva care e mai nou. Și eu am recomandat să filmăm și ceva care și uite, oamenii, poate melodia asta poate e puțin mai veche, nu? Cu am da, e puțin, dar este refăcută. Este refăcută da? Și uitați dar, zic, că... telespectatorii hotărăsc care melodie le intră lor undeva la da, suflet. Da, da. Mai avem un telefon. Alo, bună seara! Mai veche și se alo, bună seara, dragii mei prieteni! Bună seara! Ghiși cine este? Vă pup pe toți trei! De la Dăne? Nu. Și pe Bucureasa, doamna Tatiana este. De la Dăne, Bucureasa, doamna Tatiana. Gigi. Domnul Gigi, aseara am ieșit de pe scenă de aceea. Mă luați de urechi că n-am mai fost fugit? De mult. A lipsit eu. Aseară? Deci ați fost plecată cu mine, că și-o am lipsit. Am fost la fân, domnul Gigi. Nu, n-am fost la fân. O, înseamnă că v-ați distrat. Da, nemaipomenit. Înseamnă nu, distrat, bronzat. De bronzat m-am bronzat, dar ce să facem? Până trece vara, ne tot bronzăm. Așa este. Să fim noi sănătoși că... Se face obrazul frumos de la vreau soare. Vreau și eu de la doamna Cristina, e o doamnă foarte scumpă. Bărbățelul meu se jură, cântecul. Bărbățelul meu se jură că n-a pus pahar pe gură. Oare așa? Știe aia cu băutura, Tatiana, nu? Știe da, doamna Tatiana al meu nu prea bea, dar să mai duce, cred că la câte o mândră. Of. Nu vă supăr. Păi da, dar știți de ce? Întâi prinde curaj și când calcă duce. Pe unde calcă, zice, băutura e de vină. Păi ce să fac, domnul Gigi, mai mare cu aproape 2 ani ca el și ce să fac? Îi dau voie că e mai tinăr. Doamne, ai auzit, și da? Eu sunt mai mare cu un an decât ai auzit, da? Și muma mea a fost mai mare decât tata cu 10. Eu cu aproape 2, da. Ei, se mai duce. Cu 10 ani și ce n-a rezistat căsnicia, da, a rezistat da. Foarte bine. Doamne, nu contează, dragostea e mare. La ce se poate ia tu. Băutura lasă e bine dacă când bea... se duc bărbații la mândre, da, nu? Da, da. Nu-și mai, pur nu-și mai aduce aminte de ea. Uită, deci nu ține minte decât 5 minute, atât. Da, și când intră pe poartă, e alt om.
Val, da, știi, joacă teatru. E bun de jucat într-un film, mai bine zis. A glumit și mă duce, duce săracul, că stă toată ziua cu tractorul. E, poate pe câmp, mai găsesc ce fie o mândră. Doamne, mai glumim și noi, mai avem și melodii satirice. La vulpiță. Uite, așa ne vine câte o idee la câte o melodie, nu? Așa, din întâmplări da. De astea, păi da. Din astea iată sunt făcute melodii. Iată, o melodie cu tractorul pe câmp, așa cu... Avea Maria Lătărețu, bate vântul frunzele, duduie tractoarele. Păi așa, da, așa. Dar dacă nu era filmată, păi s-o și filmăm, sunt pe tractor acolo direct, nu? Da, da, da. Cum era Gherghina să voce. Vreau această melodie... Da? S-o dedic prietenilor mei de aici, domnul Nicu Cota și familia dumnealui, dumneavoastră că sunteți prietenii mei. Mulțumim. Toată regia, da, amanții, mamei mele, copiilor mei, fratelui meu și pentru mine. Și pentru toți cele spectatorii care vă urmăresc. Mulțumim frumos! Vă doresc toți o seară plăcută, vă pup și vă iubesc! La revedere! Și noi vă iubim și mai bine! Mulțumim că ne sunteți alături cu telefoanele dumneavoastră, cu vorbe frumoase! Noi nu avem timp să mai vorbim deloc, avem telefoane... Hai, lasă-mă să-mi salut și eu colegii de la palat! Doamne, deci te rog, Cristina, numai tu vorbești de acum încolo! Vreau să-mi salut toate cadrele didactice de la Palatul Copiilor. Vreau să-mi salut colegii mei, pe domnul director. Copiii vreau să spun. Vreau să-i salut și să le urez vacanță plăcută, că luăm vacanță viitoare. Asta e cea mai, săptămâna viitoare. Cea mai rea veste care le dai, să ia vacanță. Așa, ei ar veni. Ei ar veni și în vacanță. Da, m-au întrebat când mă găsesc la palat în vacanță. Dar să uitați filmările noastre, în vacanță aveți. Hai să mai luăm un telefon. Să nu ține. Alo? Alo? Bună seara, doamna Becky, doamna Cristina. Să rămâna. Și cu domnul Becky. Să rămâna doamna Ana Fota. Să trăiți mare, puternic. Bună seara. Bună seara, doamna. Ia spuneți, ce ziceți lui Cristinuța da, noastră? Da, am caiet în față, dar ce nu doamna Tatiana cânte cu care vrea lăsă-și. Toată lumea vrea cânte cu am trecut... Nu, bărbățelul meu se jură. Bărbățelul meu se jură. Mai aveți ceva cu Cristina Olteanu acolo pe caiet? Da, mă iam. Ia să vedem, îl avem printre ce preferințele dumneavoastră? Dați pauza. Pagina ochelarii. În afară de bărbățel. Tot beau cană după cană. Tot beau cană după cană. Corect. După cană, vezi? Deci tot, se jură că tot bea cană după cană. Da, da. Asta e de la doamna Ana pentru șeful, pentru soțul meu, domnul Nicu Fota. Și pentru toți care le place. Care le place, da. Cu ciocanel. Da. Pentru doamna Tatiana, pentru doamna Manti. Pentru dumneavoastră și pentru regie. Mulțumim. Și pentru tot care sunt la insta la ora asta. Mulțumim doamna Ana Fota pentru telefon. Eu vă mulțumesc, o seară plăcută. O seară bună, la revedere. Mulțumim. Am pregătit încă 3 melodii interpretate de prietena noastră Cristina Olteanu. Am trecut prin multe în viață. Bărbățelul meu se jură și tot bei cană după cană. Haideți să le urmărim. Lacrimile cât m-au ars. Am trecut prin multe în viață. Am trudit și cât am tras. Se poate citi pe față lacrimile cât m-au ars. N-am avut copilărie. Am știut ce muncă grea. Numai Dumnezeu mă știe cum am plâns la nimeni. Lângă mine n-am avut.
mă dureau așa de mult pe nimeni să mă audă, lângă mine n-am avut. Mâncam bucata de pâine cu bărbia tremurând, gândind la ziua de mâine și m-am pomeneam plângând. Mâncam bucata de pâine cu bărbia tremurând, gândind la ziua de mâine și m-am pomeneam plângând. Loc de bună ziua în lume, pe oriunde mi-am lăsat, mi-a plăcut să aude bine pe unde am colindat. Loc de bună ziua în lume, pe oriunde mi-am lăsat, mi-a plăcut să aude bine pe unde am colindat. Am prins rostul vieții în mână și drumul nu i-am mai dat. Am muncit și-am adunat. Am prins rostul vieții în mână și drumul nu i-am mai dat. Banii cu greu se adună, am muncit și-am adunat. Mi-am făcut și eu pot să fiu cu lumea-n râd. Am ce-mi trebuie pe masă, acum fericită sunt. Mi-am făcut și eu o casă, pot să fiu cu lumea-n râd. Am ce-mi trebuie pe masă, acum fericită sunt. Am ce lăsă la copii să nu duc în viață rău. Ajutor eu le voi fi, eu. Am ce lăsă la copii să nu duc în viață rău. Ajutor eu le voi fi, destul m-am chinuit strică.
bărbatul meu, că se cinstește mereu. Cu paharul și cu cana, aia pui cu damigeana. E cinstit bărbatul meu, că se cinstește mereu. Cu paharul și cănuța, aia pui și cu sticluța. El îmi zice, nevestică, o cănuță său n-o strică. Haide, nu-l mai pitula, că-l găsesc și tu l-ai bea. El îmi zice, nevestică, o cănuță său n-o strică. Haide, nu-l mai pitula, că-l găsesc și tu l-ai bea. Să te văd, cibila, iar.
vei muri și nu desfac tot bei. Cană după cană să te văd și vii la iarnă. Că eu nici am pitulat, firea-i să fii nu desfac. De acolo, uite de acolo. Nu vă cunosc. Închideți telefoanele, da? Închideți telefoanele. Gata Facebook-ul. Mă dor ochii de atâta stat. Rău mă dor ochii, mă... Oare de ce mă dor ochii? De atâta dor. De că nu porți ochelarii, da. Dumneavoastră, așa. Deci, ne pregătești ceva nou? Un nou album? Da, pregătesc... Uite, vezi? Profesia asta de dascăl m-a făcut ca eu, ca și interpret, să rămân puțin mai în spate. Adică muncesc mult, mult mai mult cu copii decât cu mine. Păi sunt și mulți oricum. Foarte mulți. Deci eu și astăzi am fost la studio cu două fetițe să imprimăm piese nouă. Dar asta îți place ție să faci, pentru că dacă nu, nu te făceai dascăl. Da, asta îmi place. Adică când îi vezi pe ei... Așa e și când vezi că dintr-un copil care nu e foarte, foarte talentat, poți să faci ceva... Asta e, cred că e cea mai mare mulțumire. Da, e o satisfacție și asta. Știi cum este doamna profesoară, să zic eu, părerea? Adică n-ai scos un CD nou, dar ai scos-o pe Antonia. N-ai scos-o nu știu ce, dar ai scos-o pe Roberta. Așa, cum așa, văd eu câteodată. Unii, să zic, ascultători, nu contează ce meserie au, zic, bă, dar nu, ăștia nu aud pe cutare cum cântă, de ce, cine a mințit-o că știe să cânte? Poate să fie un copil, vorbim de copii, care, într-adevăr, poate la început cântă mai slăbuț, că nu ajută urechea, că nu știe, nu înțelege unii termeni, să zic așa, dar dacă dascălul știe cum să-i explice, să aibă răbdare și așa, poate să iasă un copil chiar valoros. Da? Sunt unii care se nasc talentați și dacă nu studiază, nu ascultă, se pierd. Rămân undeva aici. Trebuie să găsești la un copil o țâră de talent. Bineînțeles. Deci, da. Să stea în ton și să țină ritmul. Și atunci poți să faci ceva. Dumnezeu îi dă vocea. Mai târziu vedem cum mi se va dezvolta timbrul vocal. Da, bineînțeles, da. Știți că la noi se cântă cu glote, nu? E ușor de cântat. Și atunci mi s-a întâmplat ca în momentul... Nu este neapărat obligatoriu să ca un gorjan să cânte numai cu glote. Dar fiată, mi s-a întâmplat ca un copil să ia vacanța la 15 iunie și să cânte normal și în toamnă a studiat și mi-a venit cu un stil atât de frumos și cu niște glote reușite. Dar am rămas da, așa, da, uite, mi s-a studiind întâmplat singur. Să am pe scară un vecin care mi se pare că a fost sau este elev de-al tău. Și da, chiar astăzi, astăzi stăteam la scara blocului cu geamurile, că e cald în mașină, și cu geamurile lăsate să adie puțin vântul și auzeam de pe geam pe Mihăiță cu vocea și cu vioara. Și Mihăiță chiar i s-a maturizat vocea. Mihăiță studiază și cu vioara. Da? Mihăiță Ștefan, da. O să aibă mult de câștigat. Sigur că da, și Mihăiță câteva luni n-a cântat deloc pentru că vocea lui făcea... Da, pentru că era în schimbare. Schimbare, e vârsta la băieți, 13-14 ani când îi se schimbă vocea. Și la băieți, avea și Marius, băiatul de la Mătăsari. Și Descu, fetelor, Descu, da. Și fetelor li se schimbă s-a vocea. Deci... Și pe Marius, părinții lui. Dar da, exact da. Cum ai spus, când vii cu un copil de la un festival, de la un concurs și ia și el un vine premiu întâi, un trofeu, premiu. Atunci e cea mai mare satisfacție și vii pentru și părinții profesor. Și, te și mai ales când sunt foarte mici și se duc și ei prima dată, deci o știți pe Mădălina, pe Anuța. Anuța. Da. Iasă când s-a dus anul trecut prima dată la Vâlcea, la Flori de Cântec Românesc, mi-a zis unchiul, că eu n-am însoțit-o, că ea s-a dus și a zis, mie să-mi dea o hârtie să-i duc lui doamna, să-i duc lui doamna să vadă că am luat și eu ceva, orice, dar să-mi dea o hârtie. O mențiune, ceva, orice. Bravo, fata, vezi? Ce mult te prețuiește. Asta înseamnă. Da. Și e foarte important ca acel copil care o să ajungă ceva în viață, că doar de asta noi le dorim tuturor să ajungă, să nu uite. Da, deci să nu vorbeam uite de faptul... care i-a îndrumat pașii acolo unde i-a îndrumat. De obicei, copiii când vor crește, vor fi cu cel care este în momentul respectiv. Deci dacă un copil stă la mine până la 18 ani, de la 18 ani pleacă la un conservator și va ține de profesorii de la conservator. Eu important înțeles. E să nu uite. Dar în CV-ul meu de pe internet... De asta, să nu-i dai un telefon fostului tău mentor. Sigur că nu, da. Dar să știi că sunt. Sunt și copii care au plecat de la mine fără să-mi spună. Știu, da. Și pur și simplu n-au mai venit. Aviz celor care vă știți pe net, da? Da. Ați plecat de la mine, eu v-am învățat să cântați, să țineți primele măsuri, da. V-am dat o listă cu cântece nu, și ați plecat este.
la altă instituție și nici măcar n-a spus: Doamne, eu de mâine nu mai vin. Dar nu te-ai supărat pe ei, nu? Nu m-am supărat, bineînțeles. I-ai șters de pe Facebook? Nu, nici nu. De bun. Așa. Dar ar fi fost frumos să-mi spună că nu, că nu mai vin, că nu mai au timp sau că profesorii de acolo, pentru că sunt și profesori care au la altă instituție, le interzic. Deci dacă vii la mine, nu te mai duci la Palatul Copiilor. Eu n-am făcut așa. Asta care e... la Palatul Copiilor să trebuie să spunem. Mai la Palatul și domnul director a fost la noi, domnul Ciolacu, da? Da. A fost invitat și oricum trebuie să știe și telespectatorii că este fără taxă la Palatul. Este fără taxă și plecăm de jos, deci cu copiii, da, deci primele începuturi acolo. Primul mâinicuța mai gorjene la mine în viață, da, așa e. Mai gorjene. Asta nu înseamnă că nu știu să pregătesc și copiii, am pregătit și adulți, ca să zic așa. Da, dar sunt cadre didactice și îmi pare rău care nu îi lasă să mai vină la mine. Nu sunt ok, nu sunt, pentru că nu fac rău copiilor până la urmă. Da, dacă să zicem că la o școală populară sau la un liceu de muzică fac, să zic, și studiul ăsta de la muzical, pe lângă matematică și ce mai fac ei și la școală în general, ei la Palatul Copiilor ar veni ca la o meditație. Adică ar fi ceva pe lângă. Pe lângă ce fac la școală, să zic, de muzică. Muzical, sau, pentru că și noi facem instrumente. Eu predau și acordeon. Deci... cine vrea să învețe și cu vocea și cu acordeonul, e binevenit acolo, învățăm note, învățăm teorie. Spun telespectatorilor că noi ne-am cunoscut la școala, noi suntem vecine pe malul Gilordului, dar ne-am cunoscut la școala, la școala populară de artă, da. Unde Cristina... eu eram la acordeon. Eram mai cu acordeonul și când mergea așa, când o vedeam, eram invidioasă pe ea că ea cânta la acordeon și eu nu puteam. Eu cu Drăgan. Nu, am glumit. Vrea și domnul Dan și domnul Petre să vină la acordeon. Da? Da, să stați așa, să faceți cu caloriferul. Credeți că e ușor? Nu e ușor, Cristina, Beti, da. Mâine pe mine, dacă o fi să nu mai cânt. Că știi, vocea nu e instrument și pe unii duce până la 70 de ani, până la 60 de ani, pe alții duce până la, mai, eu știu, mai puțin. Așa și e. Zice, Beti, ce, eu îmi iau orgă și mai cânta, păi da, nu? Cum să nu? Deci așa orga cântă singură, știi, când dai acolo drumul, start, stop și așa cântă singură. Așa crede lumea, da, așa crede lumea. Așa e, da, deci... vorbeam de copiii de care că sunt... ai rămas că puțin, am lăsat... dar n-a rămas în da. Urmă, adică știi, au trecut câțiva anișori de când am scos un album, este în lucru și acum sunt foarte hotărâtă ca prima și prima dată, pentru că am foarte multe piese noi imprimate și grupuri vocale cu copii, să le așezăm pe toate pe un album, cu siguranță ori vor fi două albume, ori va fi un MP3. Pentru că sunt mulți copii și vreau să-i cuprind pe toți pe acest album și apoi voi scoate un album, bineînțeles, cu Robi, că acum trebuie băiatul meu și care trebuie băiatul Cristinei. Printre care multele fost... satisfacții, cea mai mare este când și copilul îți carcă pe urme. Așa e. În sfârșit și... pentru că pe el urme. A fost mai de mult era la fotbal, pe la Oradea, unde la Băile Felix să jucă, pe acolo era plecat. Păi unde era? Era da, la Oradea. Să ajungă un mare fotbalist și asta am felicitat-o pe Cristina că ea a reușit să facă din... el avea alte vise, dar uite că până la urmă, ea nu impus. După nu ce termin junioratul la fotbal, să spune lucrurilor pe nume și da. Copilul nu mai mișcă și nu te cheamă nimeni, atunci trebuie să pui mâna pe ceva și a pus mâna. Și ea nu i-a impus, numai că nu a pus mâna pe microfon, început. Vai de el cum a pus mâna. Și venea să arunc orga. Sau și o durea sufletul ce, uite, mă, am și un băiat, nu, cine încalcă și mie pe urme? Da, toți trebuie și să fim conștienți că nu toți copiii care sunt la fotbal ajung ca Hagi sau ca Mutu, sau toți care se apucă de cântat o să ajungă ca Maria Ciobanu sau ca... Deci acum, într-adevăr, că sunt, da, mulțumită și că chiar dacă nu vor urca pe foarte mari scene, mâine, păi mine poate își câștigă o pâine din această păi meserie, da, că ne-am câștigat și viața noi, este Doamne foarte grea și... să câștige toată lumea. Nu trebuie să-L mâniem pe Dumnezeu că... Avem telefon? Din acest moment luăm și telefoane. Haideți să vedem cine este. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Gigi și invitatei dumneavoastră! Bună seara! Cu cine vorbim? Că doamna Ileana de la Bumbeziu. E, de când nu v-am mai auzit, doamna Ileana, ce fac fetele? Mulțumesc bine! Sâmbătă și duminică ne vedem la Bumbejiu, da, la zilele orașului. Da, da! Așa! Ne așteptăm! Vin și eu să mănânc înghețată. Vreau să-i urez doamna Cristina Olteanu multă sănătate și tot binele din lume. Să rămână, dar eu nu vin la zilele orașului, eu vin să mănânc înghețată. Binevenit oricum! Așa, și toate melodiile din această seară să fie dedicate pentru părinții mei, Pușa și Gelu, pe cincine din Turtinești, pentru fetele mele, Bianca și Roxana, pentru prietenele mele de la Sfântul Carmen Dulceanu și doamna Cristina Peia, și pentru unchiul meu și mătușa mea, Doru și Lenuța Veritei din Turtinești. Știți vreo melodie, da, doamne Cristina Olteanu?
Acum nu mi-aduc aminte, dar știu. Sau măcar despre ce să fie așa? Despre fată și băiat. Despre fată și băiat a cântat, despre băiat a cântat. Nu știu despre băiat am cântat, despre fată o să fie pe următorul CD. Bine, mulțumesc mult, o seară bună. Dacă n-am avut fată, ce să fac? Da, acum am vreo 300 la palat. Și viitoarea nu o să venim și noi, că și așa am prea mică la dansul populare. A, da, acolo lângă mine, da. Nu, la doamna aici, Codruța, la doamna Claudia. Da, 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 știu. Mulțumim pentru telefon, doamna Eleana. Mulțumesc mult, o seară bună. O seară bună, să aveți la revedere. Vă pupăm. Ce melodie ne... Păi nu știu, pregătim ce pentru doamna. Uite ce am aici, ia uite câte. Hai cu Am un fir de trandafir, că-mi place, tot pentru am un băiat. Am un fir de trandafir? Uh-huh. Nu este, unde este asta? Ba da, este filmată la Curcușoara. Aia nouă, aia nouă, știi tu repede, le știi. Am un fir de trandafir. Asta le lăsam pentru mai surpriză la sfârșit. Am un fir de trandafir. Hai de cu pe ce album e? Că eu când mă spovedi. Și aia cu... asta e melodia mea satirică. Țac, 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 sau cum e? Cu țâțile, Ana, nu cilii, țaică, daică, daică. Asta e pentru toți bărbații. Mai avem un telefon, alo, bună seara. Alo, bună seara, Săruna. Bună seara. Daniel Roșioru este de la Cărbunești, ne sună, da? Da, domnul Gigi, eu sunt, am reușit după telefonul colegului meu, Roșu Teodor. Aha, salutăm cărbuneștenii, pe domnul primar. Sărumâna, salutări invitate dumneavoastră din seara asta. Bună seara! Sărumâna, aș vrea să dedic și eu toate melodiile pentru colegul meu de cameră și soția lui, Roșu Teodor și Roșu Elena, pentru soția mea Roșioro Petruța și copiii mei Maria și Constantin. Și salut și eu pe... o melodie că tot urmează sărbătoarea ei cu Liliana Popa și Lavinia Bârsuchi. A, nu. Știu ce zice domnul Dani. Eu știu ce când zice este sărbătoarea asta? Când o să fie? Pe 20, dacă nu mă înșel. A, până pe 20 vedem, până atunci, poate mai pregătim surpriză. Avem pe Cristina Olteanu invitată și numai ea ne cântă în această seară. O să vă dedicăm melodiile dumneei. Foarte frumos, da? Nicio problemă. Mulțumesc, salut și eu la Cărbunești pe mătușa mea, pe tanti Cila și pe verișoara mea, pe Luminița. Și deci, personalul de la spital. Deci, prin intermediul dumneavoastră, domnul Daniel, și când ne-a sunat, salutăm tot Cărbunești. Și tu ai pile. Păi toată lumea are pile la spitalul din Cărbunești. Și salutăm și noi pe Gabi Butură de la Cărbunești și pe Titi Butură, pe finii mei. Așa. Tot prin intermediul dumneavoastră să mai și prin pregătim intermediul o melodie, zice regia, în afară de asta cu trandafirul. Ce zici? Ce vă mulțumim frumos, domnul Daniel, pentru telefon. Că eu când mă spovedi, domnul Dan, să asculți bine, așa. Dane, să te spovedești neapărat după melodia asta. Da, și mai recomandăm și altora. Că suntem în post, nu? Da. A, da, a început postul Sfântului Petru, nu? Cred că da. Și avem pe Petre de la regie care ne aduce mereu aminte că Sfântul Petru când să cadă Sfântul luni. Petre? Luni, într-o luni. Avem telefon? Da. Imediat, zice domnul Petru. Da. Aveți pe colegul nostru pe Petre. Alo, bună seara. Mă numesc Roșanu Ovidiu, din Târgu Cărbunești, Farmăceșu. Da, bună uite seara. Uite că mă sună Cărbunești în seara asta. Vreau și o dedicație. Dar ne vedeți, da? Pentru toți băieții de la Măceșu, special pentru verișorul meu, Călina Mircea. Știți pe cine avem invitat în această seară? Nu știu. Pe Cristina Olteanu. Sărumâna, sărumâna. Bună seara. Și ea o să vă cânte în seara asta, așa că da. Cereți melodii cu dumneai, da? Da, cu doamne. Melodiile dumneavoastră, da. Da. Toate melodiile din această seară, pentru da. Speciale pentru băieții la Măceșu. Da, pentru măceșenii, da. Dumneavoastră, da? Și ceva de pahar, să fie ceva de veselie de pahar. Da, găsim, are Cristina cu ciocănelul destule. Da. La mulți ani cu sănătate, la mulți ani de ziua ta. Da, uite, la crama dintre doi. La crama dintre doi tei. Ia cu pahară și cu crâșmărița. Pahară și cu o crâșmăriță, vă dedică piesa. Că tot veni vorba, gata Petre, închidem telefoanele, da? Mai vorbim un minut și dăm drumul la muzică. Tot veni vorba de tei, de fructe, de pădure, de asta. Ai pregătit borcanele așa, le-ai aranjat sirupuri, chestii? N-auzi că nu folosesc zahăr. Păi nu mai poți le să... Le pregătește Cosmina lui Olteanu, se duce nu pregătește nimic. La totul se cumpără cine vrea și cumpără. Tu nu știi, Cristi. Nu mai vreau. Bio, eco.
Am și uitat rețetele de prăjituri. Deci, Cristina, zi, acum 2 ani, toată lumea, până acum 2 ani, cam așa ce mai găteam și noi pe acasă mai des, îi trimiteai macarone lui Gică cu taxiul noștri. Asta vreau să spun. La 2 noaptea mi-a trimis macarone cu taxiul, Cristina. Da, din ce cauză? Din cauza Facebook-ului. Pentru că a văzut macaronele pe Facebook, cum arătau într-un fel. Și într-o seară a făcut și Cornelia Tică la Craiova și a doua zi am trimis-o pe Betty la Craiova și mi-a adus macaroane de la Craiova. Am fost Craiova. La așa, da. Păi mare pofticios mai sunt. Hai să mai și cântăm, că uităm după aia ideile. Da, despre... credem că am venit pentru mâncare. După deci aia. Tot bei cană după cană o să fie prima? Nu, nu am cântat-o. A cântat-o. Am un fir de trandafir, că eu când mă uit pe Vedi și la crama dintre doi tei. Da. Cristina Oltean. Vrei, nu vrei. Start. Și mi-l ții la pieptul meu. Am dau sufletul și mor doar să-i fiu de ajutor, băiatul mamii fecior. Măi, tot ce are, tot ce poate, mama ta stă de toate, de trei bun să-i tu parte. Ce mai trăim, am dau sufletul și mor doar să-i fiu de ajutor, băiatul mamii pe cior. Măi, tot ce are, tot ce poate, mama ta îi stă de toate, de trei buni să-i tu parte. În casa lui bătrânețea să-i mângâie un băiat cum atunui. Îmi dau sufletul și mor doar să-i fiu de ajutor, băiatul mamii pe cior. Măi, tot ce are, tot ce poate, mama ta stă de toate, de trei buni să-i tu parte. Îmi dau sufletul și mor doar să-i fiu de ajutor, băiatul mamii fecior. Măi, tot ce are, tot ce poate, mama ta îi stă de toate, de trei buni să-i tu parte.
aș face ca să-i zic la tătica s-o aducă. Ne
ești frumos de n-ai pereche, tu îi spui o fuluana, iau cu vinuți umple cana și șoptește la ureche, ești frumos de n-ai pereche, ea nu mai stă supărat, vinul meu e descântat, crede-mă voinicule, vinul-i leac de dragoste, ea nu mai stă supărat, vinul meu e descântat, crede-mă voinicule, vinul-i leac de dragoste. Măi voinice, mulți ca tine supărați veneau la mine, că mândruțele îi lasă, eu l-am adus vin la masă. Măi voinice, mulți ca tine supărați veneau la mine, că mândruțele îi lasă, eu l-am adus vin la masă. Și a doua zi spuneau, mai dă mană vin să beau, vinul tău e leac de toate, a făcut minunea-s noapte. Ia voinice, ia și bea, și dacă n-o fi așa, arunc vinul din butoi și-ți dau banii înapoi. Am revenit cu dumneavoastră și dedicațiile dumneavoastră către cei dragi la 0353568913. În această seară ați văzut că am invitat o colegă dragă nouă și o solistă foarte cunoscută de la noi, de la Gor, și nu numai, pentru că ea cântă de mult timp, mai este și cadru didactic și este foarte iubită de dumneavoastră, așa că am invitat-o pe Cristina Olteanu la noi la Insat. Spune și noi la mulți ani lui Daniel Boncea, că astăzi este ziua lui. La mulți ani prietenul meu, Rică Zlotea, și mai avem o tânără solistă pe care a fost la noi ultima oară la filmări. O să venim cu filmările zilele astea. De mâine o să intre filmările noi de la Purtișoara. Îi spunem la mulți ani Ancă-i Tămâș de la Baia de Ramă și avem Ancă-i telefon. Tămâș. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Să trăiți, domnul Gigi! Să trăiți! Să trăiți! Să trăiți și dumneavoastră! Și noi! Să trăim bine, doamna Beti! Așa, și dumneavoastră și doamna Cristina, că avem invitată, o vedeți? Nu, doamna Beti, că sunt pe la poartă cu vecinele, sunt așa, cu vecinele. Păi doamna Manții! Deci erați pe la poartă și vă jucați cu telefonul, așa, doamna, nu? Doamna Manții! Da! Doamna Manții, da, vedeți că v-am recunoscut. O avem invitată pe Cristina Olteanu în această. Eu nu știu că sunt copilă, că am și eu la previzor, dar eu... Da, nu, da, nu nimic, pentru că mi-am dat seama că nu știți că avem o invitată. Aduceți televizorul la poartă. Eu știu că televizorul bagă, emană căldură, nu? Și ce a zis noastră după ploaia asta să stăm la poartă, să luăm aer curat. Ce? Pui de curcă, ce se aude acum? Ce se aude, o salvare? Nu, e celul vecin. Am înțeles. Deci, celul vecin? Alo? Alo? Am pierdut, doamna Manții, v-am pierdut, nu din vina noastră. Intrați pe net, doamna. Doamna Manții, o avem invitată pe Cristina Olteanu, așa că dacă ne sunați, vă gândiți noastră ce să cereți. Hai pe Facebook. Cu Cristina Olteanu, da. Până atunci, următorul telespectator sau telespectatoare, 0353568913, formația acolo. Sună chiar acum. Alo, bună seara. Alo, bună seara, Mirela de la Capul Dealului. Bună seara, doamna Mirela. Da, doamna Mirela. Aș dori și eu câteva dedicații. Cu Cristina Olteanu, da? Da, cu doamna, am și eu un pui de braț. Da. A cântat prima melodie, a fost prima melodie aceasta. Am pregătit alte trei melodii pentru final. Da. Cântecul mamei mele. Eu nu mai știu ochii tăi și Ibovnica cine iubește. Acestea și dedicați cine iubește. Este pregătită, da. Și da. Dedicați pentru cui? Pentru părinți, pentru bunici, pentru nașii fetei mele din Turcinești, pentru moșii fetei mele din Capul Dealului. Pentru dumneavoastră, pentru doamna Cristina și pentru băiatul lui doamna Cristina, Robert. Pentru Robert. Robert, mulțumim. Vă mulțumesc, o seară bună. Mulțumim, doamna Mirela, de la Capul Dealului. Mulțumim că ne-a sunat. O seară bună, mulțumim. Seară frumoasă.
Gata vezi, și pe telefon. După cum vă spuneam dumneavoastră mai devreme, că omul stă la poartă și sună, pentru că știe că este emisiune la Insat. Da, da, da. Și dacă cumva, Doamne, se mai întâmplă să fim plecați pe la câte o filmare, să știe, omul nu știe, dar el tot sună. Sună și vede că nu sună, v-am sunat aseară, dar n-ați răspuns. Ce frumos! Știi? Mă bucur că aveți telespectatori. Mai avem încă un telefon? Sunt, să știi că sunt. Încă nu. Și eu, mi-au așa la revedere câteodată mai pe la fără 10. Și când ajung acasă, tot mai primesc mesaje cu dedicații. Zic că eu sunt deja acasă. Asta este. Nu-i nimic. E super. Încheiem emisiunea? Nu, mai avem un telefon, cum să nu? Hai, mai luăm un telefon, hai, să vedem. Hai, luăm un telefon, în așteptarea telefonului, mai vorbim noi. Nu mi-am dat nimeni cum i-a stat părul. Avem telefon, alo, bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara, cu cine vorbim? Sunt din Năgăieni, Lidia Ciopârga. De la Baia de Aramă, Mehedin. Bună seara. Bună seara! Bună seara, doamna Betty, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Mă bucur să vă aud! Era doar de dumneavoastră, l-am întrebat de domnul Gigi, de dumneavoastră. Și mie de dumneavoastră, de toți telespectatorii care ne sună, dar v-am zis, eu mai sunt măritată rău de tot cu cântecul și mă mai duc pe unde mă mai cheamă. Da, am înțeles. Astă seara o avem pe ei. Cu Nina Trădescu și am auzit că m-ai înregistrat cu o fată, Tămâș. Da, de mâine o să o vedeți. De mâine o să înceapă filmările. Și astăzi este ziua ei. Da, zic la mulți ani, am auzit-o când sunt pe seara cu Titi, cu băieții din Am înțeles. Dar noi astă seara o avem pe da, Cristina Olteanu invitat. Doamna Cristina are cumva cu dușman cântece. Cu dușmani, nu, numai cu prieteni, cu copii, de părinți, de dragoste. Dar poate să facă așa o strofă, zică, uf, firaței. Dar are de ibovnică. Cu dușmani. Nu, ea nu are dușmani. Ea nu are dușmani. Ea este chiar dacă am câte unul, doi, să trăiască și ei, dar nu-i cânt. Nu-i puneți în cântece, nu ce tot să punem dușmani. Nu se merită să investești într-o melodie pentru 2-3 dușmani, trebuie să ai minim 1000. 5.000 de prieteni pe Facebook și 1.000 de dușmani. Cui faceți dedicații? Pentru toți nevestenii mei, pentru mama mea, pentru sora mea din Slatina, cu nepoții, cu cumnatul, pentru dumneavoastră, pentru doamna Cristina și familia Dâncei. Pentru mama dumneavoastră să fie chiar prima melodie, cântecul mamei mele, așa se numește. Da. Dar e o melodie puțin tristă. Așa că... Nu contează, mama mea încă trăiește, tata l-a decedat, dar asta e tot... Este o poveste despre părinții care fac cadou copiilor, ca să spun așa, casele și după aceea rămân pe drumuri, săracii părinți. Dar vă rog să o ascultați cu atenție. Inspirată din fapte reale, că sunt atâtea cazuri. Le zice, trec casa pe numele copilului și după ce a trecut-o... A rămas săracul părinte pe drum. Și după ce a trecut-o, zice Nora, să plece măta de aici. Știți? Doamne ferește. Mama mea n-are decât fete. Știu, atunci ginerele. Da. Nu, că nu este pentru... Am zis că se întâmplă viața așa, Doamne ferește. Da, viața se întâmplă de toate. Așa, mulțumim pentru telefon, salutăm și pe mama doamne Nina Predescu de acolo de la Negoiești. Da, când o să ajung pe acolo prin zone, v-am zis că sunt la 1,5 km de dânsa. Știu. Numai când duc spre biserică sau cumva la cimitir, atunci dau de însoacă. Eu sunt la intrare cu comuna Cămâiești de la Nisat, de chiar. Arian cânte cu strada mea de Sarmegani. A cântat doamna Nina toată zona acolo, toate satele și toate... Da, toate străzile din sat. Așa, mulțumim încă o dată, să aveți o seară... Să mă ajutăm. La revedere, la revedere. Gata cu telefoanele, ajunge câte telefoane. Ne auzim de luni încolo, da? Da. De luni mai veni și de luni la servici. Trebuie să fii. Da, Matale, o să vii? Eu o să fiu. Eu vă dau vacanță din partea mea. Păi da, să zic, nu luăm și noi vacanță, doamna profesoară. Bietul de elevului Gigi. Da. Dați... Să ne mai cânte Cristina o melodie? Nu. Ne cântă, nu tak. Live, ne cântă? Tac. Doamna Aura vrea ceva live, o dedicație așa. O dedicație pentru șefa noastră, pentru Aura.
M-am îndrăgostit de tine de când te-am văzut, mă. Am privit în ochii tăi și-am înțeles mult, mă. Mi-ai făcut un semn cu mâna și m-ai liniștit, mă. Să-mi faci viața mai frumoasă și-ai spus doar un pic, mă. Sufletul și inima ți le-am pus în palma ta, la poarta sufletului puse-i la cât și tu știi, mă. Sufletul și inima pe-amândouă ți le-aș da, la poarta sufletului puse-i la cât și tu știi, mă. Bravo! Este din repertoriul San de Argint. Puse-i la cât și fugi. Cine nu știe melodia lui San de Argint, în care cred că se regăsește toată. Mi-e place să cânt melodii de la colegii mei. Da, și mi s-a întâmplat, nu ți s-a întâmplat să mergi undeva și să zică: doamna, a cântat foarte și foarte, sau nu știu, felicitări, dar a cântat prea puține cântece din repertoriul dumneavoastră. Da, așa nu este. Păi nu. Mi s-a întâmplat să mi se ceară o melodie și am întrebat cine o cântă. Dumneavoastră! Am uitat chiar repertoriul mai vechi. Gata, da. Punem punct, merge și noi acasă. Cristina, acasă. Spune-ne cum te-ai simțit la noi aici, căsuța noastră cea... Foarte frumos, la aici, felicit. La asta, e puțin cam cald, dar e căldură. De la reflectoare, da. Știi ceva? Ne bronzăm. Aerul condiționat face rău la voce și așa ne-am este. Gândit la vocea ta, că mâine, poi mine ai evenimente. Așa, mulțumesc frumos în SATV, mulțumesc doamna Aura și domnului Daniel, mulțumesc băieților care stau în spatele camerelor. Aici domnul Petre, așa. Petre, ce ți-am spus eu ție, să-ți fac dedicație că nu-l numi. Asta e varianta veche, cea nouă e Petru în sat, iar mai biche, mărmândrele după el. Așa, mare, vreau să mulțumesc frumos doamnei de la CFR, nu rețin numele, de la agenția de voiaj, care mi-a dăruit 4 costume, acesta este unul, mulțumesc e din suflet. Ați mai văzut încă unul într-o filmare cu negru. Nu rețin numele, îmi pare rău, dar doamna de la agenția de voiaj, care mi-a dăruit, m-am trezit așa cu telefon. Doamna care vrea vinde bilete. Da, că vrea să-mi dea niște costume și mulțumesc din suflet pentru ele, le port e cu drag. E lucru mare, pentru da, că... le-am recondiționat puțin, am mai pus câte o danteluță. Mulțumesc lumătușa mea care mi l-a dus la cineva să-mi pună această danteluță și au ieșit super, super și mie îmi plac. Mulțumim încă o dată pentru prezență, doamna Cristina Olteanu, și mulțumesc. Trebuie să mulțumim încă o dată pentru că tu ai fost aproape de fiecare dată prezentă la noi la filmare. Da, așa. De cât mai mă chemați, și... uite, mai pun o perucă, mai zice, mă aranjez repede și vin. Puțin în fața. Da. Mai te chem, păi poate te chemăm atunci de ziua ta, nu în iulie e ziua ta și... În august. Mai e. 2 august. Mai e, ești nevoaică. Și pe 29 sau 30 al lui Cosmin, iulie. August, tot august. Vezi tot că august, sunt 2 lei. Ei sunt 2 lei. Credeam că mă întreb de-a lui Ion. Ion e pe 5 iulie. Iulie. Da, avem numai... Ion Drăgan. Da. Bun, în încheiere ultimele 3 melodii, Cântecul mamei mele, Ibovnică cine iubește și Eu nu mai știu ochii tăi, Cristina Olteanu, mulțumim tuturor telespectatorilor că ați fost alături de noi, vă pupăm. De speranța că și de data aceasta am fost pe placul dumneavoastră, noi vă pupăm de nu vă vedeți, toți trei. La revedere! Revedere. Să-și cumpere un palat mai...
să stai și tu cu el, măicuță. Măiculiță, nu arată, Doamne, ce femeie rea, când se văzut în palat, uită de unde a plecat, măi. Măiculiță, nu arată, Doamne, ce femeie rea, când se văzut în palat, uită de unde a plecat, măi. Bărbatul și-l împungea și cu vorba mi-l certa să plece mumăta mâine, că n-o să ai trec cu mine. Bărbatul și-l împungea și cu vorba mi-l certa să plece mumăta mâine, că n-o să ai trec cu mine. Pleca-ș, maică bolnăvioară, în căsuța de la țară, și cu sufletul zdrobit te-ntreba-ș cu ce-am greșit, mă. Pleca-ș, maică bolnăvioară, în căsuța de la țară, și cu sufletul băiatul mi l-am iubit, tot ce am agonisit, numai lui am dăruit, măi lume. Toată viața am muncit, băiatul mi l-am iubit, tot ce am agonisit, numai lui am dăruit, măi lume. Doar cu gândurile tale plecaș, măicuță, la stele, printre stele prea departe te dusă-și, mamă, într-o noapte. Doar cu gândurile tale plecaș, măicuță, la stele, printre stele prea departe te dusă-și, mamă, într-o noapte. Așa plecaș, supărată, of, ce amar și ce soartă, ca să nu-ți mai fie greu, mai bine la Dumnezeu, măicuță. Că doar Dumnezeu cel sfânt, El trimite pe pământ celor mii copiilor, blestemul părinților, mai lume. Și nu vor că le e frică să-și facă o ipofnică. Vai de bărbății ce mor de spaima nevestelor. Și nu vor că le e frică să-și facă o ipofnică. Ipofnică ce-l iubește, nimic nu-i mai lipsește. Ipofnică nu te lasă, îți dă tot ce n-ai acasă. Ipofnică ce-l iubește, nimic nu-i mai lipsește. Ipofnică nu te lasă, îți dă tot ce n-ai acasă, mă. Ios! Sus, sus! În viață geaba trăiești, doar nevasta de-ți iubești, că-n dragoste
de nimic nu-i mai lipsește. Ibovnica nu te lasă, îți dă ce n-ai acasă. Ibovnica ce-l iubește, nimic nu-i mai lipsește. Ibovnica nu te lasă, îți dă ce n-ai acasă. Și nici cum nu pot uita.